Măi, dar ce este cu tine? Tu ești cumva bolnav? Nu mai ești același. Nu mai spui aceleași bancuri. Nu mai înjuri, nu mai vorbești lucruri porcoase, nu mai vorbești de femei. Ceva s-a întâmplat cu tine, nu te simți bine. Ce este cu vorbirea ta? Și atunci eu le-am spus, m-am pocăit. Aleluia! M-am întors la Domnul. Domnul a schimbat vorbirea mea. Mi-a dat o vorbire nouă. Mărească-se numele lui Iisus. Roagă-L pe Domnul să schimbe vorbirea ta. Aleluia! Dacă încă mai sudui, dacă încă mai înjuri, Domnul Iisus Mesia să se atingă de tine în seara aceasta. Cere eliberarea Lui. Ajută-mă, Iisus. Recunoaște-te înaintea Lui. Pune-mă deoparte, Doamne. Iată că în împărăția Lui vor intra acei care au buze curate. Sfințește, Doamne, gândurile și buzele noastre. Așa te rog. Și viețile noastre, Mesia. Să putem intra în prezența ta. Aleluia. Aleluia. Iisus Hristos este aici. Aleluia. Iisus Hristos este prezent în locul acesta. Mai sunt multe lucruri de spus și am o predică lungă, dar Duhul lui Dumnezeu este prezent aici. Aleluia. Și o să scurtez predica ca să ne putem ruga. Iisus Hristos este prezent. Dacă te simți atins de Duhul Lui, dacă te simți atins de prezența Lui, spune-i Lui ce este pe inima ta. Vărsă-ți inima înaintea Lui ca o apă. Aleluia. Ne ridicăm în picioare în prezența Domnului și intrăm în rugăciune. Binecuvântat să fie Iisus, luăm loc în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, frați și surori, să știți că eu n-am putut să-mi termin predica pentru că prezența lui Dumnezeu a venit peste mine.
Vreau să mergem în 2 Cronici, capitolul 7 cu versetul 3. Cine a găsit, vreau să se ridice în picioare și să citească. Toți copiii lui Israel au văzut și coborându-se focul și slava Domnului peste casă. Ei și-au plecat fața la pământ. Doar de seară s-au închinat și-au lăudat pe Domnul, zicând, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Amin. Amin, Doamne. Vă ocupați. Vedem aici, în cuvântul lui Dumnezeu, că după ce au terminat de sfințit templul lui Dumnezeu, pe timpul împăratului Solomon, după ce a petrecut această succesiune la tron și tronul lui David a revenit fiului său Solomon, prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, a coborât într-o formă vizibilă peste templu și au putut să vadă slava lui Dumnezeu. Noi de multe ori zicem, am văzut slava lui Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu a vindecat și ne limităm la atâta, al vedea pe Dumnezeu în lucrarea Lui și este o formă bună de a-L vedea pe Dumnezeu în felul acesta. Dar există și o formă superioară de a vedea slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu s-a coborât în acest timp, în această conjunctură, ca și o ceață, într-o formă vizibilă. Ei l-au văzut pe Dumnezeu, ceea ce doresc să învățăm din acest pasaj, atitudinea pe care ei au avut-o, a fost una de smerenie, a fost una de reverență. Ce se întâmplă cu tine sau ce se întâmplă cu mine când îl văd pe Dumnezeu, când zic l-am văzut pe Dumnezeu, fie cu ochii inimii, fie cu ochii aceștia fizici. Lucrul acesta trebuie să producă în noi o smerenie. Au fost de multe ori momente în viața mea în care s-a coborât peste mine prezența lui Dumnezeu și atunci m-am plecat cu fața la pământ. Atât de puternică era prezența lui Dumnezeu în cameră că nu puteam să stau așa sau pe genunchi, ci stăteam cu fața la pământ și plângeam și îmi descărcam Duhul înaintea lui Dumnezeu. Astfel de altare să zidim și noi. Astfel de altare te cheamă Domnul să zidești. În care prezența Lui să se coboare în casa ta. Dacă în casa ta se fumează, se bea, dacă chem numele Lui, acolo în casa ta unde se aud înjurături, în camera ta se va cobori slava lui Dumnezeu. Vreți să se coboare slava lui Dumnezeu peste noi? O, Dumnezeule, dă-ne un duh de rugăciune. Dă-ne un duh de rugăciune să vedem slava Ta în casele noastre. Dă-ne un duh de rugăciune ca în mijlocul oamenilor răi, prin mijlocirile noastre, să se coboare slava și prezența Ta. Să simțim puterea Ta. Să sfințești prin noi, Dumnezeule, și să-i aduci către adevăr pe cei ce sunt în întuneric. O, mărească-se numele lui Iisus. Apoi mergem în Exod, capitolul 4, și citim de la versetul 24 până la 26. Exod, capitolul 4. Cine găsește mai repede, vreau să citească. Vreau să fie o predică interactivă în care să participăm și noi. Nu doar eu să vă spun de aici, ci vreau să participăm cu toții. Cine găsește, vreau să se ridice și să citească acest verset. Exod 4, de la 24 la 26. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat pe puțul fiului său și l-a aruncat în picioare la Moise, zicând, tu ești un sos de sânge pentru mine. Și Domnul i-a zis atunci, eu sos de sânge din pricina tăierii împrejur. Domnul a zis lui Aron, du-te înaintea lui Moise în pustiu. Aron a plecat, a întâlnit pe Moise la muntele lui Dumnezeu și l-a salutat. Amin, mulțumim. Contextul de aici, din Exod capitolul 4, nu știu dacă s-a înțeles, dar o să vă explic. Dumnezeu i-a dat porunca aceasta lui Moise să taie împrejur pe izraeliți. Știți tăierea împrejur, ați citit în Vechiul Testament. Cine a citit?
despre tăierea împrejur. Ați citit, nu? Sau ați auzit predicându-se? Ce vreau să vă spun, dragii mei? Moise a tăiat împrejur tot poporul lui Israel, dar copiii lui nu i-a tăiat. Și știți de ce nu i-a tăiat împrejur? Pentru că tăierea aceasta împrejur e o procedură dureroasă. Te doare, îți curge sânge. Eu aș putea să vă explic din punct de vedere medical cum se procedează și cum se face asta, dar v-ați oripila. Ceea ce pot să vă spun și mă limitez la vă spune că e o procedură dureroasă. Și Dumnezeu i-a ieșit în cale lui Moise, după ce Moise a făcut atâta de multe lucruri, Dumnezeu prin el a scos din țara Egiptului pe izraeliți și i-a dus către țara promisă. În drum spre țara promisă, Dumnezeu îl întâlnește și vrea să-l omoare. Aici nu sunt nici să spun foarte multe lucruri, dar noi putem înțelege inima lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu zice: Moise, tu ai învățat pe poporul meu să ține legea, dar aceeași lege a fost călcată și nu s-a ținut în casa ta. Din pricina ta, Moise, pentru că s-a iubit mai mult familia, s-a iubit mai mult copiii, s-a iubit mai mult paritei decât să iubești legea mea și poruncile mele. Și a vrut Dumnezeu să-l omoare pe Moise din pricina aceasta. Dragii mei, noi foarte aspri suntem cu alții din jurul nostru când este vorba de a-i cerceta să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și foarte pasivi suntem când este vorba de noi și de familiile noastre. Dumnezeu ne pune în seara aceasta întrebarea: mă iubești mai mult pe mine sau familia ta? Dumnezeu vrea să îi iubim pe cei noștri. Dumnezeu vrea să iubim pe cei din casa noastră, dar nu mai mult decât pe Dumnezeu. Amin. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Amin. Mărească se numele lui Dumnezeu. V-am auzit și Dumnezeu v-a auzit din cerul, din locașul lui cel Sfânt. Doamne, fă ca cuvintele acestea, fă ca aminurile acestea, Doamne, să fie din inimă. Mergem mai departe și deschidem la Ioan 20:24. Cine găsește poate să citească. Ioan 20:24, da. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Amin. Mulțumim. Pot să ocup locul în prezența Domnului. Dragii mei frați și surori, îl vedem pe omul acesta al lui Dumnezeu, îl vedem pe Toma și probabil unii dintre dumneavoastră ați auzit predici despre Toma necredinciosul. Cât au auzit predici? Eu am auzit, cred că cel puțin 10, să nu exagerez, despre Toma necredinciosul. Această predică o vor vedea și frații noștri care nu sunt prezenți aici și fratele păstor, probabil, ca și el să se bucure împreună cu noi în prezența Domnului. Dragii mei frați și surori, despre omul acesta, Toma, zice Biblia: nu cred până nu voi pune mâna mea în coasta lui, să-l ating, să-l simt, să știu că El este Domnul. Și vreau să vă spun, eu nu văd la omul acesta necredință. Eu văd în Toma o iubire mai mare decât a celorlalți ucenici. Ați văzut vreodată cum copiii aceia mici, nevinovați: tati, eu nu fac o tare decât dacă n-ai un pupic sau dacă mă iei în brațe. Ați văzut cât de scump sunt? În felul acesta a procedat Toma. Inima din el tânjea să-l vadă pe Domnul. Inima din el tânjea să fie în prezența lui Iisus. Zicea: Doamne, eu vreau să cred, dar cred numai dacă te văd. Și pun și eu mâna acolo să te ating, Doamne. O,
să fii în prezența lui Iisus, să plângi la picioarele Lui, să te proșterni înaintea Lui și să știi că Domnul este în fața ta, că stă de vorbă cu tine, că îl interesează, că este prietenul tău. Lucrul acesta este cel mai minunat, dragii mei, să fim în prezența lui Iisus. Și astfel de dorință trebuie să avem și noi. O dorință ca a lui Toma. O dorință necondiționată, dar totuși a cere întăriri. Doamne, a zis omul lui Dumnezeu, eu nu voi merge decât dacă Tu vei merge cu noi. I-au spus lui Dumnezeu, Doamne, nu voi merge decât dacă Tu ne vei însoți, dacă Tu vei fi cu noi pe această cale. Și lucrul acesta să-l cerem și noi, Doamne, atunci când valurile se ridică atât de mari și talazurile mă bat dintr-o parte și într-alta și nu știu, Doamne, încotro să o apuc, iată, Iisuse, ieși înaintea mea, căci nu pot înainta decât dacă Tu mă iei de mână, decât dacă Tu, Doamne, apuci mâna mea. Eu nu pot merge mai departe, am genunchii slăbănogiți, sunt obosită pe cale, Doamne, în stânga și în dreapta duhurile mă hărțuiesc, câinii mă vorbesc de rău, am obosit, nu mai pot, Doamne, ieși înaintea mea și întărește-mi puterile. Și lucrul acesta Dumnezeu vrea să-l facă cu unii dintre voi. O măsură nouă de un de lemn vrea să te măiască, vrea să-ți dea o putere nouă, să poți să alergi pe calea Lui, să poți să mergi înainte, să poți să ai evidența aceasta a întâlnirii lui Dumnezeu. Iată, Domnul este gata să dea un suflu nou peste poporul Său. O măsură nouă de întărire mărească-se în numele lui Iisus. Trăiască Domnul! Aleluia! Trăiască numele lui Iisus! Aleluia! Mergem la Luca, la capitolul 19. Iisus a intrat în Ierihon și își trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zaheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă ce este Iisus, dar nu putea din pricina rodului, căci era mii de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un tut ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zahei, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zahei s-a dat jos în grabă și a primit cu bucurie. Când a văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zahei a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Domnul, jumătate din avuția mea a ta săracilor și dacă am păstruit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și eu este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era. Amin. Mulțumim. Mulțumim foarte mult pentru citirea acestui verset. Dragii mei, frați și surori, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos aici, cum îi face lui Zacheu o chemare la pocăință. Și îl vedem pe Zacheu cum era suit acolo în tut. Acolo, în dud, sub frunzele acelea, sub noielele acelea de dud, ați văzut cum sunt duzi aceia stufoși, el fiind un om mic de statură și dudul fiind înalt, el credea că cumva Iisus va trece pe sub dudul acela și credea că Iisus nu-l va observa.
El avea dorință să-l vadă pe Iisus, zice fratele, și așa este. Zacheu vrea să-l vadă pe Iisus și de aceea s-a urcat în dud. Ce nu știa Zacheu este că și Domnul Iisus Hristos urma să-l vadă pe el. Și noi putem învăța următoarele lucruri. Domnul Iisus Hristos i-a făcut o chemare personală. Când s-au întâlnit față în față Iisus cu Zacheu, Domnul Iisus i-a făcut o chemare personală și a zis: Zacheu, asta e chemare personală, Zacheu. Zacheu, i-a știut numele. Îți zice Dumnezeu în seara aceasta: Costică, Ioane, Daniele, Florine. Chemare personală. Dragii mei, Dumnezeu ne vorbește într-un mod personal. Și dacă te afli în seara aceasta în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu îți face o chemare personală. La vârsta de 15 ani, Dumnezeu mi-a făcut o chemare personală. Daniele, întoarce-te la mine și te pocăiește. Renunță la lume, renunță la bătăi, renunță la înjurături, renunță la toate lucrurile spurcate pe care le faci. Și pocăiește-te, căci vreau să-ți dau viață veșnică. Dacă în seara aceasta ai venit în prezența lui Dumnezeu și dorești să-L cunoști pe Iisus, spune astăzi Domnului Iisus Hristos: Doamne, vreau și eu să te cunosc. Acolo în bancă, în mintea ta, spune: Doamne, nu te cunosc, dar aș vrea. Sunt murdar, sunt păcătos, am greșit înaintea ta. Aș vrea, Doamne, să merg și eu în raiul tău. Aș vrea să am și o parte de împărăția ta. Aș vrea să nu merg în iadul acela de foc. Dumnezeule, fă ceva și salvează-mă. Nu mă pot dezlipi de viața mea murdară. Nu mă pot dezlipi de discoteci. Nu mă pot dezlipi de fapte urâte și de vorbe murdare. Dar Tu care ești Dumnezeu și ai schimbat pe oamenii aceștia, ai puterea să mă scapi și pe mine. Dacă ai o inimă deschisă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu te poate elibera. Dumnezeu poate schimba viața ta. Dragii mei, frați și surori, voi citi un ultim verset în urma căruia vom încheia această predică. Iov 42, versetele 5 și 6. Îl rog pe fratele Alin, dacă poate, să vină aici în față și să citească. Urechea mea a auzit să vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cerușă. Amin. Omul acesta al lui Dumnezeu, un om care făcea dreptate săracului, un om care era un om al dreptății și al neprihănirii, omul acesta, dacă vedea un om nepăstuit pe stradă și vedea că altul îl nedreptățea, îi rupea falca celui rău și îl sprijinea pe cel neprihănit. Omul acesta lua pe orfan în casa lui și îl adăpostea. Îi dădea un adăpost și îi dădea de mâncare. Și de câte ori poate ți s-a întâmplat să dormi în casa altuia, să n-ai un adăpost deasupra capului și să te gândești: Doamne, dar mâine unde voi dormi? Să te afli în țări străine, să fii pribeag și călător și să nu știi încotro să o apuci, să n-ai de mâncă și oamenii care te-au dus acolo să te dezamăgească și să zică: nu mai avem de muncă pentru tine, și să rămâi al nimănui. Dragii mei, viața de multe ori este dură și de multe ori viața nu este atât de blândă cu oamenii, ci ajung în tot felul de conjuncturi grele. Cum ne purtăm noi cu aproapele nostru atunci când ajunge la ananghie și când ajunge într-o conjunctură grea? Omul acesta era un om al ajutorului. Și totuși, când el a intrat în prezența lui Dumnezeu, când totuși eu a luat contact cu Dumnezeu și l-a văzut, a zis așa: Doamne, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc
Doamne, mi-e milă de toate lucrurile și de toate păcatele pe care le-am făcut și vreau să mă pocăiesc, îmi pare rău. În seara aceasta, dragii mei frați și surori, să plecăm capetele în prezența lui Dumnezeu și să ne gândim o comparație între tine și omul acesta, Iov. Ești la fel de neprihănit ca el? Ai făcut aceleași fapte de neprihănire? Și să ne punem întrebare, Doamne, dacă omul acesta care a avut o relație atât de puternică cu tine, o legătură, și a zis, Doamne, mi-e scârbă de păcatele mele, mi-e scârbă de starea mea, îmi pare rău de felul cum sunt și mă pocăiesc. Ce crezi? Ai nevoie să-ți pară rău? Ai nevoie să te căiești? Ai nevoie să-ți pară rău de păcatele tale? Dacă este cineva în seara aceasta care vrea să fie iertat de Domnul Iisus Hristos, dacă este cineva în seara aceasta care vrea să-L urmeze pe Domnul, poate să vină în față și să ne rugăm. Dacă este cineva în seara aceasta care a alunecat și zice, Doamne, haina mea este pătată, vreau să fiu înnoit, să vină în față să ne rugăm. Pentru o îngere nouă, pentru o putere nouă, nu-ți fie rușine. Nu te gândi ce zice fratele, sora, dacă simți în inima ta că ai nevoie de rugăciune, poți să vii în față, să ne rugăm pentru tine. Domnul Iisus Hristos încă mai vrea să ne oiască. Mâna Lui, care a fost străpusă în cuie, sângele Lui mai curge și astăzi. Este gata să spele, este gata să ierte, este gata să curățească, este gata să noiască, să schimbe vieți, să dea direcții noi. Sângele lui Iisus Hristos are putere. Dragii mei, ne ridicăm în prezența Domnului și intrăm în rugăciune.